Zilele acestea se distribuie pachetele ce conțin produse de igienă. Primarul Ion Lung a specificat care este conținutul unui astfel de pachet. Astfel, cutiile conțin periuță de dinți, pastă de dinți, săpun lichid, șapon pentru copii, șampon pentru adulți și detergent de rufe. Da, în aceste zile se distribuie produsele de igienă. Avem 944 de cutii de produse de igienă. Avem un număr de 567 de beneficiari, din care 146 de persoane beneficiare la legea venitului minim garantat, iar 421 la alocații pentru susținerea familiei. În cadrul acestui pachet se regăsesc periuțe de dinți, 5 bucăți, pastă de dinți 300 ml, săpun lichid de 500 ml, șampon copii 800 ml, șampon adulți 500 ml și detergent rufie 2700 de grame. Sigur, poate chiar sunt venit în această perioadă în care trebuie să fim mai severi cu igiena personală. Ca atare, aceste produse se pot ridica de la fostul magazin Bila, la Orizont Plața, în Burdujeni, acolo unde primăria a închiriat un spațiu. Ele se pot ridica aceste produse în baza actului de identitate zilnic de vineri, de luni până vineri, între orele 9 și 14. Deci, între orele 9 și 14, cei care mai au nelămuriri pot să sune la Direcția de Asistență Socială a primăriei.